dogs out? Cei care au abandonat animalele știu că zona respectivă nu este populată. Un singur bătrân are o mică gospodărie. Omul spune că patrupedele au fost aduse seara trecută, însă nu a văzut cine le-a lăsat în câmp. Azi noapte am văzut, eu știu. Nu știu când s-a lăsat aici. N-ați văzut pe nimeni care ar fi adus aici? Nu, nu. Sunt mulți? Peste 100. Peste 100 de când, da. Sunt agresiv? Păi nu poți să te dai la ei. Eu nu am câinii mei, mi-ai dus numai încolo, așa că pe aici a fost. Două curi mi-au luat azi noaptea aceea. Dar n-ați auzit nimic, niciun camion, ceva care să... Ce să aud eu, doamne, dacă eu știu ce să aud eu. Coincidență sau nu, abandonarea patrupedelor s-a întâmplat chiar după ce zilele trecute legea maidanezilor prin care se permitea eutanasierea animalelor a fost declarată neconstituțională de către magistrați. Cel mai probabil cei care au abandonat câinii au vrut să scape de responsabilități în ceea ce îi privește. Am fost sesizat de pașnicul de vânătoare de pe fondul 15 Severin că în noaptea 12-13 ianuarie două mașini au deversat câini în zona Jidosița la poligon pe fondul de vânătoare 15 Severin. Acești câini sunt câini hoinari, nu au rămas pe fondul de vânătoare, ci tind să meargă în satul Brăzița. Problema este că, fiind fomentați, vor ataca în haite oamenii. Nu este normal ceea ce se întâmplă. Edilul din Brăznița de Ocol ar trebui să investigheze cazul, însă nu a fost găsit de echipa RTS nici la primărie și nici la telefon pentru a spune ce măsuri se vor lua cu patrupedele. Abonatul nu răspunde. Vă rugăm să reveniți. Poliția a fost sesizată și s-au făcut demersuri pentru ca animalele să fie duse într-un adăpost.